Acțiune de ecologizare, având ca inițiator primăria municipiului Câmpia Turzii, pe două componente. În primul rând ar fi vorba despre o componentă de ecologizare, de curățire a zonei din cartierul Lut pe malul stâng al Arieșului, iar cea de-a doua componentă se referă la o acțiune de responsabilizare a cetățenilor din zonă, având în vedere nenumăratele gunoaie care se găsesc în această zonă. Primăria Câmpia Turzii a avut inițiativa acestei acțiuni, a invitat la această acțiune regiile din subordinea primării, respectiv domeniul public și SRC-ASU, și de asemenea toate partidele politice din municipiul Câmpia Turzii. Am văzut că au răspuns PNL-ul și PSD-ul până în acest moment. Vorbeați de responsabilizarea cetățenilor. Probabil vă refereați implicit la cetățenii care locuiesc în zona în care se desfășoară acțiunea. Și m-ar interesa în ce măsură au fost și invitați să participe și dacă au răspuns invitației. Ideea acestei acțiuni mi-a aparținut ca urmare a unei reclamații venite de la un cetățean din cartierul Lut. Bineînțeles că i-am anunțat și pe ei să participe, am văzut că și au venit câțiva, nu foarte mulți, nu atât de mulți cum ne așteptam, deși, așa cum am arătat, sunt problemele lor, probleme care ar trebui să se implice foarte, foarte mult.